Bună seara! Mă bucur să fim din nou împreună. De-a lungul timpului, mi-am pus multe întrebări. Ce se întâmplă? Cum lucrează divinitatea? Când apar oameni cu misiuni speciale? Dacă suntem atenți și privim în jurul nostru, vom găsi aproape la fiecare pas câte un om cu o misiune specială. A avea o misiune specială înseamnă a fi îndrumat de o energie divină pentru a face ceva în folosul celorlalți. Așa s-a întâmplat și atunci când am întâlnit-o pe măicuța Veronica de la Vladimirești. Știu că unii o cunoașteți, alții probabil nu ați auzit de Vladimirești și de măicuța Veronica și mă bucur să vă povestesc în câteva cuvinte viața ei. O fetiță rămasă orfană de mică, crescută de către unchiul ei și care, copilă fiind, mergând prin lanul de porumb, la un moment dat, a văzut în fața ei ceva foarte luminos și care o chema spre el. E vorba de prima apariție a Mântuitorului, a lui Iisus Hristos. A fost prima întâlnire a acestei fetițe cu Mântuitorul. Acesta i-a spus că în locul acela ea trebuie să construiască o biserică și o mănăstire. Copilă fiind, a crezut, mai ales că împreună cu ea mai erau trei fetițe de o vârstă apropiată cu ea și care n-au văzut entitatea, dar au auzit cuvintele și îndemnul acestuia. Iar micuța fată de atunci se gândea: O, Doamne Iisuse, eu sunt singură, sunt neajutorată, sunt mică, n-am bani, n-am ajutoare, cum să reușesc să ridic o biserică? Părea ceva incredibil pentru ea. Și totuși, în momentul în care divinitatea ne-a creionat un drum pe care trebuie să mergem ca să facem, ne aduce în cale întotdeauna oamenii și evenimentele de care avem nevoie ca să facem. Așa că în 2 ani și ceva, biserica a fost ridicată. După aceea s-a înălțat mănăstirea. O mănăstire care adăpostea 318 suflete. Fete, fecioare. Măicuța Veronica, o mână de om, dar cu un suflet uriaș și cu ajutor divin, a reușit să facă această extraordinară lucrare. E doar o bucățică din lecția de viață pe care măicuța Veronica ne-o dăruiește peste timp, pentru că de-a lungul anilor, această măicuță simplă, modestă și cu un suflet uriaș a primit de-a lungul timpului comunicări din partea Maicii Domnului, din partea lui Iisus Hristos și alături de această forță extraordinară a făcut lucruri pentru fiecare dintre noi. De ce spun asta? Pentru că prin scrierile pe care ni le-a lăsat ne-a făcut să înțelegem că forța este în noi și că dacă vrem și cerem ajutorul, se poate.
Admir oamenii care știu să asculte vocea divinității și fac. A asculta vocea divinității nu înseamnă numai a aștepta să apară în față cineva. Pot să primesc un mesaj în un vis, pot să citesc întâmplător, în ghilimele spus, un mesaj care mă pune pe cale, pot să ascult o informație la televizor, la radio, iar aceste informații să mă facă să le pun cap la cap sentimentele, ideile și să-mi doresc să fac ce am de făcut. România, de-a lungul timpului, a avut foarte mulți oameni hăruiți de Dumnezeu cu misiuni speciale. De-a lungul timpului am să vă aduc personalități prin câteva cuvinte să creionăm ideile care i-au făcut pe ei să creeze și să dăruiască lumii fapte. Așa că, dragii mei dragi, citiți despre viața măicuței Veronica, am să mai vorbesc despre ea și altă dată. Căutați în viețile sfinților împliniri de genul acesta și lăsați-vă sufletele să se unească cu această lume a creației divine. În lumea aceasta veți găsi răspuns la întrebările dumneavoastră și veți afla, vorbind direct cu divinitatea, ce aveți de făcut în această viață. Sunt cele mai multe întrebări care mi s-au pus de-a lungul timpului. Ce am de făcut în viața asta? Descoperiți dumneavoastră chemarea pe care o aveți de făcut. Renunțați la orgolii, la supărări, nemulțumiri și creați această legătură cu divinitatea, de unde veți primi întotdeauna răspunsurile de care sufletele dumneavoastră au nevoie. Vă iubesc, vă aștept cu drag de fiecare dată, mă bucur că am fost împreună la gândul de seară și vă doresc o noapte liniștită și un somn regenerator. Numai bine!